Bună ziua, mă numesc Constantina Mihăilă și sunt cadru didactic la școala gimnazială numărul 28. Vă voi prezenta lecțiile de început în matematica de clasa 5-a. Sunt lecții pe care le cunoașteți și anume scrierea și citirea numerelor naturale, reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor, compararea și ordonarea numerelor naturale și, în final, aproximări. Simbolurile folosite pentru scrierea unui număr natural sunt cifrele arabe 0, 1, 2, 3 până la 9. Cu ele ne jucăm de când suntem mici și le auzim. Fiecare număr se scrie ca o succesiune de cifre care se pot repeta. Prima cifră a unui număr de cel puțin două cifre este diferită de 0. Modul de scriere a unui număr natural se numește scriere în baza 10 sau în sistem decimal, deoarece 10 unități de un anumit ordin formează o unitate de ordin imediat mai mare, și anume 10 unități formează o 10, 10 grupe de 10 formează 100 și așa mai departe. Numerația în baza 10 se pare că a fost inventată de indieni și preluată de europeni datorită arabilor. Originea numerației în baza 10 e foarte probabil să fie cele 10 degete de la cele două mâini ale omului. Scrierea în baza 10 este o scriere pozițională. Fiecare cifră are o anumită valoare după locul unde este scrisă. Pentru a citi un număr natural, grupăm cifrele câte 3 de la dreapta spre stânga. Aceste grupe, după cum observăm în tabel, astfel avem de la dreapta către stânga clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanelor, clasa miliardelor, clasa trilioanelor. Forma generală a unui număr de două cifre, AB suprabarat, este egal cu A înmulțit cu 10 plus B. Forma generală a unui număr de 3 cifre, ABC, egal A înmulțit cu 100 plus B înmulțit cu 10 plus C. De ce apare necesitatea acestei bare deasupra literelor? AB suprabarat, ABC suprabarat. Dacă nu ar apărea, s-ar subînțelege că între literele respective este operația de înmulțire. Numerele naturale scrise în forma 0, 1, 2, n, n plus 1 formează șirul numerelor naturale. Oricare două numere alăturate din șirul numerelor naturale se numesc numere consecutive, de exemplu 24 și 25. Dacă n este un număr natural, n minus 1 se numește predecesorul lui n, iar n plus 1 se numește succesorul lui n. Axa numerelor este o dreaptă pe care se fixează un punct O numit origine, în sens pozitiv, și un segment numit unitate de măsură. După cum bine se vede în desen, segmentul unitate de măsură este segmentul OA. Fiecărui număr natural îi corespunde pe axă un punct. Numărul respectiv se numește coordonata punctului. Originea are coordonata 0. În exemplul de mai jos, punctul D are coordonata 4. În compararea numerelor naturale se folosesc semnele mai mic, egal, mai mare, mai mic sau egal, mai mare sau egal. Dintre două numere naturale reprezentate pe axa numerelor, mai mare este cel reprezentat în dreapta celuilalt. Din exemplul de mai jos, observăm că 9 este mai mare decât 3. Dar cum comparăm numerele atunci când sunt foarte mari? Le mai reprezentăm pe axă? Dintre două numere naturale care au un număr diferit de cifre, este mai mare numărul care are mai multe cifre. De exemplu, 1034 mai mare decât 789. Observăm aici că numărul 1034 este mai mare având mai multe cifre, chiar dacă cifrele
lui sunt mai mici decât cifrele numărului 789. Dintre două numere naturale care au același număr de cifre, este mai mare numărul care are, pentru același ordin, cifra mai mare, considerat de la stânga la dreapta. Exemplu. 52.034 este mai mic decât 52.398. Cum compar aceste numere? Încep și compar cifrele de la stânga la dreapta. Cifrele zecilor de mii coincid. Cifrele miilor coincid. Cifrele sutelor sunt diferite, și anume, la primul număr este 0, la al doilea număr este 3. Asta înseamnă că primul număr, 52.034, este mai mic decât următorul număr, 52.398. Vorbim acum despre aproximări și rotunjiri. Atunci când în locul unui număr natural dat utilizăm un alt număr apropiat de el, se spune că am folosit o aproximare a numărului respectiv. Aproximarea prin lipsa unui număr natural la ordinul zecilor, sutelor, miilor, etc., este cel mai mare număr natural format numai din zeci, sute, mii, etc., mai mic sau egal cu numărul respectiv. Aproximarea prin adaos a unui număr natural la ordinul zecilor este cel mai mic număr natural format numai din zeci, strict mai mare decât numărul respectiv. Rotunjirea unui număr natural la ordinul zecilor este aproximarea prin lipsă sau prin adaos la ordinul considerat cel mai apropiat de numărul respectiv. La fel vom considera și la ordinul sutelor și la ordinul miilor. Pentru a exemplifica aproximările și rotunjirea, am luat în considerare numărul 12.537. Aproximarea prin lipsă la ordinul zecilor este numărul 12.530. Cum am obținut acest număr? L-am obținut înlocuind ultima cifră a numărului, adică cifra unităților, cu 0. Aproximarea prin adaos la ordinul zecilor va fi numărul 12.540. Rotunjirea va fi 12.540. Rotunjirea în cazul numărului 12.537 este o aproximare prin adaos. Pentru a ne da seama mai ușor dacă rotunjirea este o aproximare prin adaos sau o aproximare prin lipsă a numărului, ne uităm la cifra imediat următoare. În cazul nostru, la ordinul zecilor, ne vom uita la cifra unităților. Dacă cifra unităților este 0 sau 1 sau 2 până la 4, rotunjirea noastră va fi o aproximare prin lipsă. Dacă cifra unităților este 5, 6, 7, 8 sau 9, rotunjirea va fi o aproximare prin adaos. Acestea au fost lecțiile de introducere în matematica de clasa A5-a, urmând operațiile cu numere naturale într-o ediție viitoare. Pentru fixarea acestor noțiuni, pe care, repet, noi le cunoaștem din clasele primare, am atașat o fișă de lucru. Vă mulțumesc! Thank you.
Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua, dragi copii! Bine v-am regăsit! Astăzi ne vom aminti câteva informații esențiale despre vocabular și cuvânt ca element de bază al acestuia. Vom porni la drum, realizând câteva exerciții care vă vor conduce spre descoperirea celor două părți ale vocabularului. Ne vom aminti categoriile de cuvinte care le compun și vom exersa ceea ce am actualizat împreună. Sper că aveți pregătit caietul de lucru și instrumentele de scris. Primul exercițiu. Citește cu atenție textul următor pentru a răspunde cerințelor. Părinții mei, care mi-au cumpărat și mi-au sugerat într-un fel, slavă Domnului, destul de discret anumite lecturi, m-au lăsat să pun mâna și să citesc orice fel de carte din bibliotecă. Fragmentul este extras din articolul Copilăria și cărțile ei de Selma Iusuf. Prima cerință. Selectează din textul dat cuvintele care sunt cunoscute de către toți vorbitorii limbii române, fiind utilizate foarte des. Vă las câteva momente să vă notați pe caiet 3-4 cuvinte pe care le cunoașteți foarte bine din textul dat. Un posibil răspuns ar fi următor. Cuvinte cunoscute, părinți, mână, carte și au cumpărat. Exercițiul următor. Precizează ce denumește fiecare dintre cuvintele selectate la exercițiul anterior. Având deja selecția făcută, urmează să vă citesc explicațiile. Părinți, denumește un grad de rudenie. Mână, denumește o parte a corpului omenesc. Carte, denumește un obiect uzual. Au cumpărat, denumește o acțiune. Dacă voi v-ați notat alte cuvinte, vă rog să treceți și explicația în dreptul acestora. Ultimul exercițiu din această primă parte a lecției. Vă cere să extrageți din textul dat acele cuvinte folosite mai rar doar în anumite situații. Vă las câteva momente să alegeți 2-3 cuvinte pe care le folosiți mai rar. Un posibil răspuns la această cerință este următorul. Au sugerat slavă, discret sau lecturi. De ce am ales substantivul lecturi? Pentru că este un cuvânt care se folosește mai ales în universul școlarilor. Să ne amintim, vocabularul sau lexicul cuprinde totalitatea cuvintelor unei limbi utilizate în prezent sau ieșite din uz. Vocabularul se schimbă odată cu transformările din realitate. În limbă apar în permanență cuvinte noi, pentru că lumea în care trăim este o lume într-o continuă schimbare. De exemplu, cuvântul laptop, pentru care eu am o imagine sugestivă, este un cuvânt care nu a apărut de foarte mult timp în limba română. De ce? Pentru că și obiectul este relativ nou în lumea noastră. Alături de laptop putem adăuga, de exemplu, și cuvântul rețea web, un cuvânt pe care cu siguranță voi îl cunoașteți foarte bine. În același timp, unele cuvinte nu se mai influențează deoarece au dispărut realitățile denumite de ele. Și aici îmi vine în minte cuvântul
domnitor, care reprezenta în vechime cea mai înaltă funcție din statul medieval românesc. Acest cuvânt nu se mai folosește în zilele noastre, ci înlocuit cu un termen mai nou, cum ar fi președinte. Vocabularul limbii române cuprinde două categorii de cuvinte. Cuvinte cunoscute și utilizate frecvent de toți vorbitorii limbii române. Acestea denumesc părți ale corpului omenesc, cap, gură sau ochi, grade de rudenie, mamă, frate, soră, ființe, câine, vrabie, albină, om, copil, materii, apă, sare, carne, culori, negru, galben sau roșu, animale și păsări, găină, câine sau vacă, plante, iarbă, măr, grâu, diverse acțiuni uzuale, a face, a trece, a zice, sau numerale, 1, 3 sau 10. Cea de-a doua categorie cuprinde cuvinte care se utilizează mai rar, doar în anumite situații și de către anumite categorii de vorbitori. Aici intră cuvintele vechi. De exemplu, poteră denumea în vechime un grup înarmat. Spahiu era un ostaș turc, iar paharnicul era un titlu boieresc. Cuvinte specifice anumitor regiuni ale țării, de exemplu, lubeniță pentru pepene, culeșer pentru făcăleț sau lepedeu pentru cearșaf. Cuvinte folosite de anumiți vorbitori pentru a impresiona, madame, bonjour sau ceau, iar lista poate continua. Cuvinte folosite de anumite grupuri spre a nu fi înțelese de ceilalți vorbitori, nașpa sau așuti pentru a fura. Termeni tehnici și științifici, precum extracție, sclavagism sau seismologie. Următoarea parte a lecției noastre este o parte în care vom exersa ceea ce ne-am amintit. Completează casetele următoare cu termenii selectați din următorul fragment. Așa se face că, în școala generală, fiind și având capul și ultimele file din caietele de școală plin de prințese și de rochii cu crinoline, am pus mâna pe castel. Ce titlu bun pentru o fetiță cu povești nemuritoare în cap. Secvența este extrasă tot din articolul Copilăria și cărțile ei de Selma Iusuf. Prima casetă trebuie să conțină cuvinte cu frecvență mare în comunicare, iar cea de-a doua secvență, cuvinte rar folosite. Vă las câteva momente să vă gândiți. Răspunsuri posibile. Cuvinte cu frecvență mare în comunicare pot fi așa, capul, școala, rochii, am pus, mâna sau bun. Evident, lista poate continua și chiar vă rog să mai găsiți cel puțin încă 3 cuvinte pe care le cunoașteți și le folosiți foarte des. Cuvinte mai rar folosite sunt cuvinte precum file, crinoline, castelul sau titlul. Dacă există în această listă vreun cuvânt pe care nu îl înțelegeți, vă recomand să apelați la un dicționar pentru a afla semnificația lui. În ultima parte a lecției, vă propunem un exercițiu de creativitate ce se va transforma într-o temă individuală pe care o veți scrie pe caietul de lucru și pe care o puteți arăta profesorului de la clasă. Scrie o compunere de minimum 100 de cuvinte cu titlul Miracolul cuvintelor simple, pornind de la semnificația secvenței următoare. Războinicul știe că vorbele cele mai importante în toate limbile sunt cuvinte mărunte. Da, dragoste, Dumnezeu.
Fragmentul este extras din romanul Manualul Războinicului Luminii de Paulo Coelho. Până data viitoare, echipa noastră vă urează să fiți sănătoși și să aveți succes! La revedere! Bună ziua! Astăzi sunt profa ta de geografie și vreau să-ți arăt cât de frumoasă poate fi învățarea online prin geografie la clasa a 10-a. Haide să pornim împreună pe drumul cunoașterii geografiei umane. Explorează! Ca legătură dintre om și științele fizice, geografia este divizată în două mari ramuri principale și alte ramuri secundare. Analizează cu atenție imaginile A și B de la punctul 1 roman și numește cele două ramuri principale ale geografiei. Observă cu atenție imaginile A, B și C de la punctul 2 roman, care fac referire la ramurile secundare ale geografiei și completează spațiile punctate. Elementele de geografie regională sunt sugerate din imaginea. Geografia mediului înconjurător este sugerată în imaginea. Geografia tehnică matematică este sugerată de imaginea. Acum, aprofundează, fiind atent la următorul text. Geografia umană este o ramură a geografiei care studiază procesele ce au loc atunci când omul interacționează cu mediul înconjurător. Domeniile de analiză se referă îndeosebi la aspecte umane, politice, culturale, sociale și economice. Asociază fiecare imagini de la punctul 1 roman ramura geografiei umane corespunzătoare și completează spațiile punctate. Urmărește cu atenție textul și rezolvă cerințele. În timpul Primului Război Mondial, lucrează ca atașat la Serviciul Geografic al Armatei, unde realizează hărți, schițe ale reliefului din zona fronturilor, contribuind astfel, în mod semnificativ, la desenarea granițelor din 1918-1921. El a conceput principiul viabilității conform căruia stabilirea granițelor statelor trebuie să depindă nu numai de grupările etnice, ci și de motive geografice, relief, ape, accesibilitate și de infrastructurile teritoriului. Precizează numele ramurii geografiei umane la care se face referire. Trei caracteristici proprii statelor desprinse din text. Elementul care reprezintă preocuparea concretă a științei indicate. Observă cele două imagini A și B și răspunde la cerințele următoare. Precizează denumirea reprezentărilor notate cu A și B. Care dintre cele două poate să redea ansambluri teritoriale bine delimitate? Menționează o deosebire
Între cele două reprezentări. Aplică acum ceea ce ai învățat. Mass media a devenit un factor important al influențării tuturor proceselor ce au loc în societate. Acest fapt devine și mai evident când luăm în dezbatere aspectele ce țin de politica externă și cele de globalizare, deoarece anume presa scrisă, radioul și televiziunea, iar în ultimul timp și internetul și multimedia sunt canale care aduc la cunoștința publicului, auditoriului, tabloul vieții internaționale, informând și comentând, interpretând evenimentele de anvergură care au loc în țară și pe mapamont. Actualmente, în condițiile proceselor de globalizare, când sporește substanțial rolul statului ca subiect de drept internațional, dar și ca instrument al asigurării vieții social-politice, economice și culturale în unitatea teritorială pe care o deține, mass media vede rostul de a se implica plenar în toate procesele vitale pentru umanitate. Implicarea tot mai activă a mass media în procesele și problematica politicii externe a statului nu este întâmplătoare. Acest lucru se întâmplă deoarece canalele mediatice au la dispoziție tot mai multe tehnologii noi care le permit să reducă timpul și să scurteze distanțele în activitatea de prestare a serviciilor informaționale. Pe baza acestui text, rezolvă următoarele cerințe. Precizează numele științei interdisciplinare desprinse din text, care analizează relațiile politice dintre state pornind de la aturile geografice ale acestora. Exemplifică o disciplină geografică care analizează statul sub toate aspectele fizico-geografice. Felicitări! Ai finalizat activitatea de astăzi. Cred că ai identificat în urma activității ramurile geografiei ca fiind geografia generală și geografia regională. Alte ramuri, geografia tehnică, matematică și respectiv geografia mediului înconjurător. Geografia umană este o ramură a geografiei care studiază procesele ce au loc atunci când omul interacționează cu mediul înconjurător. Studiază îndeosebi aspectele umane, politice, culturale, sociale și economice. Sub ramurile geografiei umane sunt geografia politică, geografia așezărilor umane, geografie istorică, geografie culturală, geografia populației, geografie economică, geografie socială și geografia turismului. Geografia politică este știința care studiază relațiile dintre deciziile politice și efectul acestora asupra comunităților umane și asupra mediului înconjurător. Studiază aspectele politice ale fenomenelor geografice. De asemenea, studiază anumite caracteristici proprii ale statelor, inclusiv evoluția acestora în timp și relațiile dintre state. Geografia statelor este preocuparea concretă a geografiei politice. Instrumentul de lucru al geografiei politice este harta politică. În prezent, există tendința de asociere a statelor în structuri teritoriale și funcționale cu o anumită coerență interioară. Geopolitica este o știință interdisciplinară care are în centrul atenției relațiile politice dintre state, acestea fiind determinate de elementele geografice relevante ale acestora. Mulțumesc pentru atenție! Sper că ți-a plăcut lecția de astăzi și te aștept și la următoarea lecție!
viteză. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Pregătirea examenului de bacalaureat la disciplina fizică, capitolul mecanică, prima temă, mișcare și repar. Mecanica studiază mișcarea corpurilor, precum și legile de mișcare. Mecanica se împarte în cinematică. Este partea mecanicii care studiază mișcarea corpurilor fără a studia și cauzele ce o produc. Dinamica studiază cauzele ce produc mișcarea, iar statica studiază echilibrul corpurilor. Mișcarea mecanică reprezintă schimbarea poziției unui corp față de alte corpuri, de obicei față de pământ, sau față de obiecte fixe pe pământ. Repausul este considerat un caz particular al mișcării, un corp fiind în repaus, dacă poziția sa față de alte corpuri nu se modifică. Corpul față de care se studiază mișcarea altui corp se numește corp de referință sau reper. Ca să determinăm poziția unui corp în spațiu, la un anumit moment, avem nevoie de o riglă și un ceasornic. Corpul de referință, împreună cu rigla și ceasornicul, formează un sistem de referință. În mișcarea mecanică a corpurilor se pot neglija anumite proprietăți ale acestora, cum ar fi proprietățile termice, optice, deformarea corpurilor, astfel încât îl putem considera solid rigid. Dar mișcarea solidului rigid nu este tocmai simplă. De aceea, se studiază mai întâi un model caracterizat doar prin masa sa, numit punct material. Dacă nu ne interesează masa corpului, punctul material se numește mobil. Un mobil, în mișcarea sa, va descrie o traiectorie. Traiectoria poate fi rectilinie, adică o linie îndreaptă, curbilinie, în plan, obținându-se mișcarea plană, și în spațiu, obținând acea mișcare numită mișcare elicoidală. Pentru a determina poziția unui corp în mișcarea rectilinie, se alege pe dreapta mișcării un punct O, numit origine, și un sens pozitiv, obținându-se axa OX. Coordonata X a corpului este distanța de la origine până la corp. Legea mișcării în acest caz este X egal o funcție de timp. Pentru a determina poziția unui corp în plan, se aleg două axe de coordonate, OX și OY, perpendiculare între ele, situate în planul mișcării. Poziția corpului este dată de cele două coordonate, X pe abscisă și Y pe ordonată. Legile de mișcare în acest caz vor fi pe amândouă axele de coordonate, X o funcție de timp și Y o altă funcție de timp. Pentru mișcarea în spațiu se aleg trei axe de coordonate, OX, OY, OZ, perpendiculare între ele. În acest caz, vom avea trei ecuații cinematice ale mișcării pentru X, Y și Z. O altă modalitate de determinare a poziției unui mobil este utilizarea vectorului de poziție. Vectorul de poziție este un segment de dreaptă orientat, obținut prin unirea unui punct origine situat pe corpul de referință cu mobilul. Punctul origine, situat pe corpul de referință, este de fapt în originea sistemului de axe de coordonate. Vectorul de poziție se caracterizează prin modul, reprezintă lungimea segmentului orientat, direcție, reprezintă dreapta definită dată de punctele O și M, și sens, reprezintă succesiunea punctelor O, M și este indicat de către săgeată. În timpul deplasării, vectorul de poziție se poate modifica
ca modul și orientare, adică este o funcție de timp. În cazul mișcării rectilinii, deplasarea mobilului este variația coordonatei sale și se notează cu delta x, fiind egală cu x2 minus x1. Deplasarea este pozitivă dacă mobilul se mișcă în sens pozitiv al axei și negativă dacă mobilul se mișcă în sensul negativ. În cazul mișcării plane, vom avea deplasare atât pe OX cât și pe OY. Segmentul de dreaptă orientat, AB vector, se numește vector deplasare. Dacă notăm OA vector cu R mic 1 vector, vectorul de poziție pentru punctul A, și OB vector cu R mic 2 vector, vectorul de poziție pentru punctul B, atunci vectorul deplasare va fi egal cu diferența dintre cei doi vectori de poziție. Dacă proiectăm vectorul deplasare AB vector pe cele două axe de coordonate, obținem deplasările pe OX și OY, delta X egal cu X2 minus X1, respectiv delta Y egal cu Y2 minus Y1. Viteza. În mișcarea rectilinie, viteza medie este definită ca fiind raportul dintre deplasare și timpul în care s-a efectuat această deplasare. Viteza are același semn ca și deplasarea, deoarece intervalul de timp este întotdeauna pozitiv. Deci putem spune că viteza medie este pozitivă dacă delta X este pozitiv și viteza medie este negativă dacă delta X este negativ. Viteza momentană sau instantanee se obține atunci când delta T și implicit delta X sunt foarte mici, tind către zero. În mișcarea plană, ca și în cea spațială, cunoscând ecuațiile mișcării, putem calcula vitezele medii și momentane în direcțiile axelor de coordonate. Adică vom avea o viteză medie pe direcția OX, o viteză medie pe direcția OY. La fel și pentru vitezele momentane sau instantanee. Vectorul viteză medie este raportul dintre vectorul deplasare și timp. Vectorul viteză medie are direcția și sensul vectorului deplasare. În cazul mișcării rectilinii, vectorul deplasare, vectorul viteză medie și vectorul viteză momentană sunt situați chiar pe dreapta mișcării. În cazul mișcării curbilinii, vectorul viteză medie are direcția și sensul vectorului deplasare, iar vectorul viteză momentană este tangent la traiectorie. Vectorul viteză se modifică în timpul mișcării, atât în modul cât și ca direcție, dacă traiectoria este curbilinie. Variația globală a vitezei într-un interval de timp reprezintă accelerația medie. Accelerația momentană sau instantanee este variația vitezei într-un interval de timp ce tinde către zero. Vectorul accelerație medie este raportul dintre vectorul variație viteză și timp. Acesta caracterizează în medie variația vectorului viteză în intervalul de timp considerat. Vectorul accelerație momentană sau instantanee este variația vectorului viteză pentru un interval de timp foarte scurt în jurul momentului ce ne interesează, împărțită la acest interval. Vectorul accelerație medie are direcția și sensul vectorului variație viteză. Vectorul accelerație momentană este întotdeauna îndreptat spre partea concavă a curbei, în sensul în care deviază vârful vectorului viteză când mobilul se mișcă pe traiectorie. În cazul mișcării rectilinii, semnul vitezei și semnul accelerației depind atât de sensul mișcării mobilului, cât și de sensul pozitiv pe care îl alege pe axa mișcării. De preferat este să se aleagă pe axa mișcării sensul pozitiv în sensul vitezei, adică al mișcării, caz în care accelerația este mai mare decât 0 și acest lucru înseamnă accelerare,
Și A mai mic decât 0 înseamnă încetinire, frânare. Caracterul accelerat sau încetinit depinde și de semnul vitezei. Dacă variația vitezei este mai mare ca 0, atunci și accelerația este mai mare decât 0. Iar dacă variația vitezei este mai mică decât 0, atunci și A este mai mic decât 0. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. My name is Andreea Ionescu and I teach English for Colegiul Național Mihail Cogălnicianu from Galați. Today, we're going to have an English lesson about writing. More precisely, we're going to talk about opinion essays. In the introduction, the first thing you need to do is state the topic. În introducere, prima dată vom spune despre ceea ce vorbim. Then you need to state your opinion. Apoi vom continua prin a ne spune propria opinie despre respectivul subiect. Main body. It is important to support your viewpoints with reasons and examples. Each paragraph in your main body needs to contain only one idea. Here you can add two or three paragraphs, but no more. Be careful with the word count. Ne trebuie două sau trei paragrafe care să conțină o idee per paragraf în care ne relatăm pe larg ideea sau motivele și exemplele pentru care susținem ideea respectivă. Paragraph structure. First, you need to introduce your idea in the first sentence. In the next sentence, explain your idea. Continue by giving an example and round off by showing how your example is relevant. Pentru cei care au nevoie de un exemplu, aceasta este structura unui paragraf. În prima propoziție introducem ideea, apoi explicăm ideea. Continuăm prin a da un exemplu relevant pentru ideea pe care o introducem și terminăm prin a menționa cum exemplul acesta este relevant. Conclusions. First, you need to summarize. And finally, you need to restate your opinion in other words. În paragraful concluziilor, prima dată vom rezuma pe scurt tot ceea ce am discutat. Apoi ne vom respune opinia, dar în alte cuvinte. Tips. Read the requirement carefully. And I cannot stress this enough. Please be careful with the requirement. Citiți cu atenție cerința. Start off by brainstorming ideas for your topic. Sometimes it can help you to round up all of your ideas in a list and then start talking by choosing the most important of all. Este de folos uneori să ne gândim cu atenție la ideile pe care le avem despre subiectul respectiv. De aceea, uneori putem face o listă care să conțină cele mai relevante idei pe care le avem despre subiectul respectiv. Before you start writing, pen down the structure of the essay. Sometimes we forget what the structure is, so you may wish to write down the structure with your ideas together before you start writing the actual essay. Uneori este bine să scriem într-o schiță structura eseului ca să nu greșim.
You can include one paragraph with the opposing view just to demonstrate how wrong it is. Sometimes you may wish, if the word count lets you, you may wish to add a paragraph that explains the opposite view of the idea you are writing about, the topic you're writing about. This is because a rounded, well done demonstration usually includes any opposite views, and then it makes them null. Este bine să includeți un paragraf cu partea opusă celei pe care o susțineți voi, pentru că fiecare demonstrație este completă atunci când suntem în stare să respingem argumentele părții opuse. Use your own words. This is very important. Nobody wants to read something that is written in words that you don't understand. Este important să vă folosiți propriile cuvinte. Nu încercați să folosiți cuvinte lungi pe care nu le stăpâniți cu deplinătate. Use simple sentences. The longer the sentence, the more connectors you use. Connectors means grammar rules. Încercați să faceți propozițiile cât de scurte posibil, fără a fi propoziții simple. Cât mai mulți conectori folosiți, cu atât mai multe reguli de gramatică va trebui să respectați. Stay on topic. Nu uitați despre ce scrieți. Helpful language. For the introduction, it's a topic sentence. În introducere, prima propoziție este foarte importantă. Aceasta rezumă pe scurt tot ceea ce urmează să dezbateți. Main body. To begin with, to start with, to replace firstly and secondly, moreover, furthermore, etc. Iată unele variante care pot înlocui mult folositele firstly, secondly, on the one hand, on the other hand. Conclusion. În concluzie, putem folosi expresii precum to sum up, all in all, to conclude și altele. Expressing opinion. To my mind, in my view, I firmly believe that it is my opinion that. Astfel de expresii pot fi folosite ca să ne spunem propria părere. Do's. You should try to write in your own words and keep it simple. Try to write as nice as you can. When it is difficult to understand your handwriting, people may give up. Indent your paragraphs. Layout is very important. It is the first thing that a teacher sees when they are grading your paper. Use connectors. Try new ones instead of the ones you usually use. Aceste lucruri sunt importante de făcut atunci când scriem un eseu. Trebuie să păstrăm propoziții simple, să scriem cât de frumos se poate, pentru ca munca celui care corectează să fie înlesnită. Trebuie să respectăm paragrafele atunci când scriem și să folosim cât mai mulți conectori posibili. Don't. Do not use abbreviated forms. Eseurile de opinie sunt eseuri academice, așadar va trebui să folosim limbaj politicos, ceea ce înseamnă în primul rând că nu avem voie să folosim forme abreviate ale cuvintelor, de obicei verbele. Don't, de exemplu, este o formă abreviată. Nu avem voie să o folosim. Va trebui să folosim forma întreagă. Do not. Don't use slang. Nu folosiți limbajul familiar. Don't make your sentences too long. Din nou, cu cât este mai lungă propoziția, cu atât mai multe reguli de gramatică va trebui să respectăm. Timpuri verbale, if clauses și altele, toate vor trebui respectate atunci când facem frazele lungi. Don't introduce a new idea in the conclusion paragraph.
Este foarte important ca în paragraf să reluăm cele ce am scris mai sus și să nu introducem nicio idee nouă. Thank you so much for watching today. Have fun and learn a lot of new things.